Robi îl îngroapă pe Bogdan. Bianca, mai vrei la date? Pot să-ți schimbi partenerul. Bianca și Bogdan se pregătesc pentru un date de zi, dar flirtul dintre Bogdan și Rebecca pune sub semnul întrebării cunoașterea mai aprofundată dintre cei doi. Lucrurile se complică în casa iubirii pentru că Robi are grijă să-l sape pe Bogdan și să-i deschidă ochii Biancăi. Robi se străduiește să-l îngroape pe Bogdan și pare că nu l-a iertat după ce noul concurent din Casa Iubirii l-a încercat să se insereze în relația lui Robi cu Virginia. Bianca, mai vrei la date? Pot să-ți schimbi partenerul. Spune Robi, amuzat și de -a un nou brânci lui Bogdan. Bianca, dezamăgită de flirtul lui Bogdan cu Rebecca? Bogdan a vrut să afle mai multe despre Rebecca din Casa Iubirii, dar nu a rămas cu multe informații, iar Rebecca i-a reproșat că a vorbit numai el. Bianca nu privește cu ochi buni aceste tatonări între Bogdan și Rebecca, mai ales că ea urmează să intre într-un date de zi cu Bogdan. Bogdan, n-am aflat nimic despre Rebecca. Rebecca, el vorbește, el răspunde. Suntem strict colegi, nu îl văd pe Bogdan ca pe un posibil partener. Julia, dar poate el te vede. Bogdan, păi, puneți ochelari, poate mă vezi mai bine. Ce spune Robi despre relația lui Bogdan cu Bianca? Robi încearcă din răsputeri să-l îngroape pe Bogdan. Bianca, nu te deranjează nimic, o întreabă el pe Bianca. Bianca spune că nu vrea să se trezească în situația Virginiei cu Robi. Văd că glumești cu ea, dar cu mine spui doar bună-bună și atât, îi reproșează Bianca lui Bogdan. Bianca vrea să le nerveze pe Robi, să vadă dacă mai are ceva de spus. Glumă i glumă, dar Alin recunoaște că Bogdan nu a pomenit deloc numele Rebecăi la hotel. Robă îi condamnă pe Bogdan și pe Alin că au venit cu mâna goală de ziua Biancăi. Moderatoarea emisiunii, Andreea Mantia, îl avertizează pe Bogdan să fie atent la capcanele lui Robi. Robi, de ce nu-ți place de Rebecca, că e superbă, Bogdan? nu mi-a plăcut comportamentul ei în anumite situații. Bianca, dar dacă e superbă, de ce nu-ți place ție de ea, Robi? Robi, scos la tablă de Bianca. Când Robi se simte atacat de Bianca, spune tot ce avea în minte. Robi, Bianca, băiatul cu care o să ieși la date și care spune de o sută de ori numele tău, e interesat de starea Rebecăi. Bianca, aha, Trebuie să te enervez mai tare ca să scot ceva de la tine.